Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De misiunea Dreptatea. Dreptatea? La, da. S-a zis și la Dreptatea la Europa FM. Ceea ce, serios? Cum să spun, avea dreptate. Avea dreptate, dar putea să fie adevărat. Se face în continuare dreptate în țara noastră, deși n-am crede. De exemplu, în județul Bacău a fost o operațiune anticorupție majoră și un angajat al primăriei a fost prins în flagrant în timp ce încasa o șpagă de 6.000 de euro. În momentul acela, fericit, da, cum să spun, orgasmatic, când iei bănuții și te gândești, mamă, 6.000-uțe, am rezolvat vacanța, am rezolvat problemuța, o tuc la școală pe fimea, e treabă. Și când a luat 6.000 de euro, pac, au intrat mascații, moment în care omul s-a speriat de moarte și a leșinat. Deci, nu era pregătit pentru asta. Da, total nepregătit. Bă, frate, dacă tot ești în domeniu, trebuie să te gândești un pic, nu? Adică... Da, ar trebui să existe niște cursuri pentru momente de genul ăsta, da, mă gândesc. Pregătire psihologică, mai ales că, curios. Da, nu, adică nu sunt rare momentele. Ele, da, sunt destule dese în România. Rugăm marii corupții ai României să sune anonim acum la Deșteptarea, cunoscută și ca emisiunea Dreptatea, și să ne explice. Dom'le, cum te pregătești pentru momentul în care vei fi prins? Că la un moment dat, cum o fi? Adică știi cum e... Speri în ce mai bun, dar te pregătești pentru ce mai rău. E ca în avion, în cazul puțin probabil în care... Da. Da, da, da. Cum te gândești tu exact? Cum te gândești că ar putea să vină momentul ăla în care tu ai luat... Cât ai luat tu? 1000 de euro, 10.000 de euro, milionul, da, sau niște cât pui ai luat vii, tu? Ceva, falcă de carne, porții de mâncare, chestii de genul ăsta. Domnul Buzatu, știi? Când l-au prins cu 1,2 milioane de lei în portbagaj, șpaga lui... S-a văzut pe filmare, domnul Buzatu era profesor universitar. Asta vreau să spun, el era pregătit. N-a leșinat. Poker face. Da, nici nu cred că i-a crescut tensiunea, zis, sunt banii mei. Sigur că sunt banii tăi acum, adică nu, au fost până acum banii tăi, acum devin să confiscă și devin probendă asta. Da, și domnul ăsta, săracul de el, are, e motiv în familie, ăsta de la Bacău, zic. E mai timid? Și nevastă sa, când a auzit că soțul a leșinat și dânsa. Hai mă, dragii mascații de ei, da. Hai, da, e superbă povestea. Bă, dar și mascații ăștia, mă, prea brutal. De ce aia când a... Da, a leșinat. Vedeți și că v-ați leșinat soțul? De ce a leșinat? L-au prins cu 6.000 de euro. Deci i-au confiscat 6.000 de euro. Și paga noastră. Și paga noastră, unde e? Dar și mascații ăștia, mă, pe bune, ei sunt... Ar putea să fie mai atenți cu subiecțiilor. Din ce am văzut în filmări, da, n-au niciun Dumnezeu. Da. Mereu aceeași. Băi, mă, cânti, da! Ești, mă, și băi, mai... Cum ar fi să-și pună măști colorate? Da. Cu floricele, cu ursuleți. Să vină niște clowni. Să nu mai aibă uniformele alea negre, așa. Ai văzut că nici medicii nu mai poartă uniforme de alea albe, nu? Ca să nu descurajeze pacienții. Acum poartă diverse culori. Au bonetuțe cu floricele, cu... Da, dar unii tot mai au buzunare. Cine e? Ascați! Uite așa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.